Primăria municipiului Hunedoara și Castelul Corvinilor din Urba de pe malurile Cernei vă invită să participați sâmbătă, 14 mai, la Noaptea Muzeelor. Manifestarea revine după o pauză forțată provocată de pandemia de COVID-19 și propune publicului vizitator, începând cu ora 20, o spectaculoasă incursiune în istoria celebrei familii a huniazilor, prin proiecții video pe zidurile Castelului Corvinilor. Este unul dintre principalele evenimente care anual au loc la Castelul Corvinilor. Și în acest an ne pregătim intens să ne primim invitații cât se poate de bine. Așa cum am obișnuit în ultimii ani, va fi deja tradiționala proiecție pe Castelul Corvinilor, din nou o proiecție cu un mesaj istoric. Este un mesaj care vine în completarea expoziției stradale realizată de Primăria Municipiului Hunedoara pe Bulevardul Traian. Este o proiecție care are ca titlu Drumul Corvinilor și, așa cum spune această denumire, este vorba practic de întreaga familie a Corvinilor și parcursul acestora în secolul al XV-lea până la stingerea acestei ilustre familii nobiliare care, la un moment dat, ajunge să cârmuiască regatul Ungariei. Între proiecții, publicul va avea parte de muzică de calitate, susținută de artiști cunoscuți atât pe plan local, dar și național. Pe lângă această proiecție, am mai pregătit și o serie de concerte. Va concerta Pragul de Sus, va concerta Nicu Alifantis. Iar între proiecții, atmosfera va fi întreținută de un DJ, Thomas Bax, astfel încât sperăm să satisfacem atât nevoia de cultură, nevoia de istorie, dar și nevoia de distracție a publicului din Hunedoara, dar și din alte părți, pentru că deja s-au anunțat invitați din mai multe zone învecinate. Organizatorii evenimentului speră ca prin această manifestare publicul să îmbine utilul cu plăcutul, astfel ca, pe lângă importantul bagaj de informații ce va fi transmis, cei prezenți să aibă parte și de o distracție pe cinste. Noaptea Muzeilor ca și proiect este unul, în opinia noastră, foarte important, pentru că în acest fel iau contact cu muzeul, cu monumentele din țară, categorii de oameni care altfel poate ajung mai greu în contact cu aceasta. Este o încercare de a atrage cât mai mulți vizitatori la Castelul Corvinilor, dar și o încercare de a educa vizitatorul în direcție istorică, dar și în direcție culturală. Evident că tot acest efort trebuie condimentat, ca să spun eu, cu aceste momente artistice, astfel încât vizitatorul care vine de Noaptea Muzeilor la Castelul Corvinilor să plece de aici cu un bagaj de informații, dar simțindu-se bine în același timp. Ținând cont că în ultimii doi ani manifestarea nu s-a desfășurat cu prezența fizică a publicului, organizatorii speră ca la actuala ediție a Nopții Muzeelor să fie depășit numărul record de participanți din 2019, care a fost de peste 20.000. Sperăm să atingem din nou pragul din anul 2019, când am avut peste 20.000 de vizitatori în acea noapte la Castelul Corvinilor. Suntem optimiști și sperăm ca la ora bilanțului să ne putem lăuda chiar cu mai mulți vizitatori decât atunci. Așteptarea organizatorilor de depășirea acestui record de prezență este una firească, întrucât în data de 14 mai, între orele 20 și 24, intrarea publicului la Noaptea Muzeilor de la Castelul Corvinilor din Hunedoara este liberă.